Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de unboxing din World of Warcraft. Eu sunt Mike și voi sunteți la TNCCG. O să desfacem ultimele 8 pachete din această cutie. E gata. Costă o cutie foarte interesantă. Am găsit acel Blazing Griffon, Hypergriff, Hippogriff, something. Cam așa arată cutia. Cred că aici pe spate scrie anul de fabricație 2010. Da. Și să începem să vedem ce găsim. Mergem mai repede, ajungem la material și avem aceste necomune, o rară, necomune, destul de multe în pachetul ăsta. Bun. Nu uitați, căutăm loot. Deci sunt cărțile care au o bandă aurie pe ea. Și cu banda aceea există un cod pentru a activa cartea în jocul World of Warcraft. Din nou, să nu greșim. Necomună, rară. Și din nou necomune. De obicei în cutie ar trebui să fie două cărți de loot. Am găsit una, cea mai importantă. Așa că nu m-ar deranja să nu mai găsim nimic. Da, poate avem noroc. Nu. Material. Din nou necomună, rară și alte 3 necomune, 4. Mergem până la capăt, nu se știe niciodată unde se ascunde comoara. Mai avem. Oricum, mai sunt încă 2 cutii, adică încă 48 de punguțe. Așa că șansele sunt destul de mari. Poate avem noroc și găsim și o pungă plină cu loot. Să vedem. Din nou, o necomună, o rară, necomune. Puteam să mă opresc la pachetul 3, unde am găsit acel hipogrip. V-am zis, pungile astea sunt destul de scumpe. Da, unde e distracția? Dacă nu merge... Ohohoho! Și ce avem aici? Un loot! Lando's Gift, sorry. Lando's Gift. Nice, nice, nice. Încă un loot. Așa cum trebuie. Bun. Lando's Gift e o carte care costă undeva la 20 de euro, ceva de genul ăsta. Este destul de comună ca și loot. O să o vedeți în multe videouri. Cred. Nimic. Necomună, rară, așa din nou, necomune. Punem deoparte aici.
aminte. Și acum v-am zis, într-un box ar trebui să fie cam două luturi. Am găsit două, deci șansele să-l găsim pe al treilea sunt foarte mici. Aproape de zero. Ultimul pachet, ne-am cam grăbit, video se încheie destul de repede, dar asta nu strică cu nimic. După ce termin acest box, următorul video va fi cu tot altceva, adică aș vrea să țin o distanță, să nu desfacem așa cutiile una după alta. Nu? Așteptam totuși să primim o epică. Le-am zis înainte legendare, dar cele mob sunt epice. Și se pare că nu am primit absolut nici una. Bun. Ok, deci de data asta am nimerit Lando's Gift. Dacă se focusează. Și asta ne aduce un item diferit de fiecare dată când se activează. Nu știu exact câte iteme se pot obține. Este unul din 3 ca și loot. Grifonul era 3 din 3. Deci ne lipsește 2 din 3, care este Statue Generation, și să sperăm că îl găsim în cutia cealaltă. Mulțumesc pentru vizionare, o zi faină și ne vedem în episodul următor. Ciao!